Trei din cele cinci cărți ale psalmilor se încheie cu cuvintele: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu lui Israel din veșnicie în veșnicie. Amin. Și am o întrebare pentru dumneavoastră. Cine ar trebui să binecuvinteze mai mult pe Dumnezeul acesta al lui Israel? Numai ei, că era Dumnezeul lor, sau și noi, că a ajuns să fie și Dumnezeul nostru? Atunci era numai al lui Israel. Dar Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a avut în vedere toate neamurile pământului și El a devenit astfel și Dumnezeul nostru. Și vrea să fie Dumnezeul nostru pentru vecii vecilor, numele Lui să fie binecuvântat. Dacă vă spuneam că așa se încheie unele dintre cărțile psalmilor, ascultați cu ce se începe a cincea carte a psalmilor: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Dragii mei, vă întreb pe dumneavoastră ca părinți întâi, apoi copiii, că ei n-au apucat să experimenteze și să vadă atâtea câte am văzut noi. A fost Domnul bun cu dumneavoastră până aici? La nădla că a ajuns bunătatea Domnului? Da, bunătatea Domnului umple pământul. Trebuie să-i fim recunoscători că suntem în viață, că suntem pe picioare, că este pace, că este pâine, că este libertate. Și într-o zi cu soare frumoasă de vară ne-am putut aduna să ne vedem copiii aici cum cântă, nu-s părinții pe front, numele Domnului să fie slăvit pentru toate. Eu și soția avem un mare prilej să binecuvântăm pe Domnul, că mai suntem în mod deosebit ea, că mai este în viață. Săptămâna viitoare se împlinesc 2 ani și 9 luni de când medicii i-au dat 2 luni. Că bunătatea Domnului ni s-a arătat și nouă. Și am învățat să trăim fiecare zi și să socotim fiecare zi o viață în miniatură. Dimineața când ne trezim, Dumnezeu a făcut să răsară soarele și să mai fie viață în ființele noastre. Și seara când adormim este ca și când ne-am pune să adormim somnul morții. Haideți să trăim fiecare zi frumos și în fiecare zi să lăudăm pe Dumnezeu, că se cuvine să-L lăudăm. Are Dumnezeu pentru ce să fie slăvit. Nu o facem forțat, nu e artificial. E pe drept să-L lăudăm pe Domnul. Cum spune în Psalmul 29, fiii Domnului, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Mărit să fie Domnul. Să vă binecuvinteze Domnul și pe dumneavoastră, când după masa asta ați venit la adunare. Frumoasă activitate, este plăcut aici. Ne putem ruga aici, putem lăuda pe Domnul. Aici și durerile și necazurile și ispitele n-au așa putere. Că dacă ieșim afară și de mâine încolo, iar începe săptămâna cu toate activitățile, fie ca acum să stăm liniștiți și în pace și cu bucurie înaintea Domnului. Amin. Am citit despre felul în care Domnul Iisus și-a trimis ucenicii cu un anume mesaj. A fost mesajul de fapt cu care a venit El din cer. Știți ce predica Domnul Iisus Hristos? Vă citesc. Evanghelia după Marcu, de exemplu, și în Matei scrie, capitolul 1, versetul 15. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Iar în Evanghelia după Luca, la capitolul 9, anterior capitolului din care s-a citit, scrie la versetul 11, noroadele au mers după El, Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuințe de vindecare. Și cum vă spuneam și am citit în această seară, întorc pagina la capitolul 10, le-a spus Domnul, citesc versetul 9, să ziceți: împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și să le spună și la cei ce nu primesc la fel, că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Și scrie de asemenea în Fapte, capitolul 1, că după ce Domnul a înviat, tot despre asta a vorbit. Și despre asta vreau să vă vorbesc și eu în această seară, despre împărăția lui Dumnezeu. Citesc Fapte 1, unde scrie de la versetul 3, că după patima lui, adică după moarte și înviere,
li s-a arătat viu prin multe dovezi, arătându-se-le deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. N-a fost alt subiect mai interesant și nu va fi decât acesta. Pentru că, dragii mei, istoria acestui pământ, după Biblie, alții spun că mai mult, dar n-au date să ne expună. E doar așa imaginația lor. E de 6.000 de ani și cât mai ține, nu știm. Dar e puțin. Pe când împărăția lui Dumnezeu va fi o împărăție eternă. Așa că acum, în viața asta trecătoare, în istoria asta scurtă, ce-ar fi mai interesant pentru noi decât împărăția lui Dumnezeu? Că poate unii aveți diferite subiecte care vă plac. Poate sunteți atrași de artă, alții sunteți buni meseriași, alții știu eu ce sport poate vă atrage sau nu știu ce vreți să faceți din copiii dumneavoastră. Toate se duc, le duce apa, le duce vântul. Numai împărăția lui Dumnezeu va rămâne pentru vecii vecilor. De aceea subiectul acesta nu se poate să nu ne placă. Nu se poate să nu ne intereseze. Și ca să vă fie ușor de ținut minte, uite, despre împărăția lui Dumnezeu să țină minte și copiii, măi băieți și fete, părinții voștri sau bunici ce aveți pe aici, îi țin minte mai greu, că de-ar merge la școală, voi ați lua premiul, nu ei. Dar ce le spun lor, să țineți minte și voi și dați-le un test. Pe când ajungeți acasă, spuneți tata și mama, în seara asta la adunare, fratele Anca, așa mă cheamă pe mine, Anca Iosif, ne-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu ceva ce toate începeau cu litera A, ca să ținem minte. Bine? Primul lucru care îl spun despre împărăția lui Dumnezeu este că ea a fost anunțată din timp. Deci împărăția lui Dumnezeu a fost anunțată. Dumnezeu are un stil de a anunța cu anticipații. Vedeți, sunt buletine de știri care anunță, dar ce anunță? Ce a fost ieri? Dar la buletinul de știri, pe mâine spune că probabil va fi, se va întâlni cu tare, cu cutare, dar ce ori discuta și care o fi rezultatul, nu știu, aia ne spun poi mâine. Dar Dumnezeu, prin proroci, cunoaște dinainte, totuși anunță, din timp. Scrie în cartea prorocului Daniel că un împărat vestit, Nebucadnețar al Babilonului, care a domnit între 604-562 înainte erei noastre, se frământa, probabil era mai o temă și pentru alți împărați din vremea lui, dar despre el este scris, și a visat ceva interesant, l-a marcat visul, dar cum ni se întâmplă și nouă, când s-a trezit, a știut că a dormit și a visat, dar nu și ce. Și cum era împărat, ce s-a gândit el? Îi pun pe supușii mei să-mi spună ce am visat. Era monarhia absolută, dacă nu execută, își pierd viața. Și cheamă toți filozofii săi, vrăjitorii ce avea, spuneți-mi ce am visat. Ei se uită unul la altul, se uită la rege și spune, e fitul mare, dar au fost și alți rege, dar așa ceva n-a cerut nimeni la nimeni, că nu se poate, de unde să știm asta, numai zeii spuneau ei, scrie în Daniel capitolul 2. Și a supărat împăratul și a zis, a, deci voi nu vă pricepeți, eu vă plătesc la bugetul monarhiei. Dacă nu spuneți, veți fi omorâți. Între ei era și prorocul Daniel. Și așa de cuminte a vorbit, scrie în capitolul 2, versetul 14, că ceilalți n-au putut lămuri împăratul să-i mai îngăduie un timp să ceară la zei ce vis a avut, pe el l-a ascultat. Mai avea trei prieteni, uite, băieți, cu voi, cu patru, nu știu dacă ne descurcăm la fanfară, dar așa numai patru au fost la rugăciune, s-au descurcat, au cerut, Dumnezeu i-a ascultat, i-a spus visul la împărat. De fapt, ce visase împăratul, știți, așa-i? Un chip imens, o statuie uriașă, structurată aur, argint, bronz, fier și la urmă pământ mai jos. Se uita cât e de impunător chipul și a fost atras așa
cu privirea undeva dintr-o stâncă s-a desprins o piatră și a văzut bine că nu a rostogolit-o nimeni, n-a fost acolo nici mână de pietrar, nici vreo rangă s-o miște de la loc. Și ce era mai interesant decât atât, pe măsură ce se rostogolea, prindea proporții uriașe. Și a venit direct la chip și l-a izbit undeva în zona picioarelor și numai că l-a culcat la pământ, așa l-a pulverizat, încât și-a imaginat ca praful din arie. Și ce să vezi? Acum la chip nu mai avea la ce să se uite, a rămas să uite la bolovanul ăsta. Și se rostogolea. Și s-a făcut mare și mai mare și mai mare și a umplut pământul. Și n-a mai văzut pământul, n-a mai văzut chip, numai bolovanul ăsta imens. Și s-a trezit. Și spune Daniel, știi ce e asta? Uite, chipul ăsta sunteți voi regi, că vă place să uite toți la voi, să fiți cu aur, tu ești capul. Și s-o fi simțit Nebucadnețar de bine, auzi, eu sunt capul. După tine va fi o altă împărăție și a urmat perșilui. Până la Alexandru Macedon, care a fost bronzul și apoi a venit romanii cu fierul. Și tocmai în vremea celei de-a patra împărății s-a născut Domnul Iisus. Și nu s-a dus acolo să lovească la cap, a așteptat toate la vreme și a predicat împărăția și s-a extins și a ajuns până la noi mărit să fie Domnul. Unde e regatul babilonian? În cartea de istorie și la arheologie, nu? Unde sunt zalele și falangele lui Macedon? La muzeu. Dar împărăția lui Dumnezeu va veni cu putere și chiar și în seara asta e proclamată mărit să fie Domnul. Dragii mei, în primul rând să știți, împărăția a fost anunțată. Și vă citesc din ce v-am spus, numai în verset 2 cu 44. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeu celor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată, nu va trece sub stăpânirea unui alt popor, ea va sfărăva, mănânci toate aceste împărății și ea însuși va dăinui veșnic. Și în aceeași carte, Daniel, este scris în capitolul 7, vă citesc de la versetul 18, dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția din veșnicie în veșnicie. Versetul 27, domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinților celui preanalt, împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Și dragi copii, când vă învăța tata și mama, tatăl nostru, zice acolo, mai pe la început și mai pe la urmă, așa e, cum începe rugăciunea? Tatăl nostru care ești în ceruri vie, împărăția ta, despre asta e vorba, măi, despre împărăția lui Dumnezeu care va veni cu putere, slăvit să fie Domnul. A fost anunțată la vreme. În al doilea rând, împărăția, odată ce a fost anunțată, în gloria ei, a fost așteptată. Vă amintiți, cei care citiți Biblia, că oamenii așteptau? Mai cu o seamă evreii când au ajuns sub dominația romană, că au fost sub babilonieni, sub medoperi, sub macedonieni, sub greci. Și au câștigat ceva independență acolo în vremea Macabeilor, 165 înaintea erei noastre. Dar la 63 înaintea erei noastre a venit Pompei și i-a băgat sub jugul roman și tare vreau să scape. Și scrie în Evanghelia după Luca la capitolul 2, vă citesc de la versetul 25 despre un bătrân, Simeon. Era cu frica lui Dumnezeu și aștepta mângâierea lui Israel acolo și o bătrânic. Și-o fi așteptat din tinerețe, că așteptau generație după generație. Și scrie versetul 37, rămasă văduvă, vorba de Ana. Nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu poș, cu rugăciune. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului, adică să salveze Ierusalimul și să ajungă Ierusalimul capitala împărăției lui Dumnezeu. Și scrie în aceeași Evanghelie după Luca despre Iosif din Arimateea, cel care a donat mormântul să fie îngropat trupul Domnului Iisus Hristos. Citesc Luca capitolul 23, verset 50
și 51, era un sfetnic a soborului, deși parlamentarii la fel așteptau, numit Iosif, un om bun și evlavios. El era din Arimatia, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Și când l-au văzut pe Domnul Iisus, scrie în Ioan 6 și nu numai, că au vrut să-l facă împărat. Și Domnul a fugit să se roage. Nu i-a lăsat să facă ce vor, că nu venise vremea împărăției. Dar după ce a înviat, că știți, ei nu s-așteptau la una ca asta. Iată ce scrie în Luca 24, ce spuneau 21. Noi trăjeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Și când a văzut că a murit, s-au bucurat că a înviat. Și după ce a înviat, i-au zis, citesc Fapte 1, versetul 6, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Adică, gata, să termină așteptarea noastră aici? Nu s-a încheiat acum 2000 de ani așteptarea, nu s-a încheiat nici în seara asta, că dacă începea împărăția lui Dumnezeu, atunci noi rămâneam pe din afară. Dar Dumnezeu a așteptat să se nască generație după generație, să luăm și noi ființă, că a vrut Dumnezeu să ne cheme și pe noi la împărăție, mărit să-i fie numele. Ei bine că nu a venit împărăția până acum. A fost martiri care au murit pentru ea și scrie în Apocalipsa 6 că stau acolo sub altar și zic, dar până când? A zis, așteptați, le-a dat o haină albă, mai trebuie să vină oameni și să se adune o mulțime mare, o, de-am fi cu toții printre ei, așa-i? Să ne întâlnim mărai și să zicem, măi, tu ești de la Nădlac, tu de la Arad, apoi vom vedea acolo ce și cum o îngrăi și cum o încânta. Acolo nu o fi numai două, trei nații, acolo sunt multe națiuni. Ne va aduna Dumnezeu pe toți să-L slăvim, mărit să fie Domnul. Dar până atunci așteptăm împărăția lui Dumnezeu, nu uitați copii, a fost anunțată, apoi a fost așteptată. Și textul din această seară ne spunea ceva nou, tot cu litera A despre împărăție. Vă recitesc Luca la capitolul 10, versetul 9. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Împărăția este apropiată. Știți când? Când se apropie împărăția lui Dumnezeu de un om? Când aude mesajul. Când s-au dus acolo și au primit, au zis, acum s-au apropiat, au ajuns la voi. Și unii au zis, noi nu primim. Au zis, bine, noi plecăm mai departe, să știți că s-a apropiat de voi când noi am fost la voi. De Nădlac s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu? S-a apropiat, mărit să fie Domnul. Da, Dumnezeu a vrut să ajungă Evanghelia până la noi. Și Dumnezeu a rupt și barierele comuniste și ce-au fost. Și pentru că Dumnezeu vrea să ajungă Evanghelia la națiuni și se apropie din popor în popor. Asta spunea Domnul Iisus Hristos, acesta era mesajul lui. Asta spunea și Ioan Botezătorul, împocăiți-vă căci împărăția celor este aproape. Și când unul a răspuns frumos, a urmat să facă pasul, i-a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Împărăția este aproape, repet, când auzi despre ea. Asta scrie în Roman, la capitolul 10, vă citesc cuvintele apostolului Pavel. Cuvântul este aproape de tine, în gura ta, în inima ta, și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Am citit despre un frate misionar că a ajuns la un trip de lângă ocean, undeva în Africa, și a zis, aici e lângă țărm, vin alți misionari. Eu mă duc mai înspre inima continentului, așa cum s-a dus David Livingstone. Aici o să vină alții. Și un tânăr a reținut ideea asta că vine cineva să le vestească despre o împărăție. Dar n-a venit cu ani că nu s-au dus nu știu din ce motive și pe când era el bătrân a ajuns un misionar la ei și a zis, dar numai acum ați venit? Că ne-a promis că vine de mult, eram tânăr când ne-a promis. O, mare hare să ajungă împărăția la noi, să fie aproape, să poți pune mâna pe ea, să poți intra în ea. Când a predicat Domnul Iisus Hristos, scrie în Luca capitolul 10 că le-a spus și următoarele cuvinte, citesc de la versetul
23, fericii de ochii care văd lucrurile acestea pe care le vedeți voi, că vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Așa se apropie împărăția lui Dumnezeu. Îmi vine în minte să vă spun, chiar dacă la unii le-am mai spus, frații de la Biserica Betleem din Londra au făcut misiune în Rusia, mai exact undeva în zona Siberiei Centrale, în regiunea care are capitala administrativă la Krasnoiarsk. Și frații de acolo le-au povestit că, nu știu cu câți ani în urmă, guvernul rus a hotărât să facă un recesământ în zona spre Polul Nord. Și acolo deplasarea nu se face nici pe șosea, nici pe cale ferată, toată mișcarea pe fluviu Enisei. Și s-a hotărât un recesământ mai amănunțit și cei de la administrația de stat au chemat de la școală, de la biserică, de la poliție, de la spital, să facă, așa cum spuneam, un recesământ amănunțit, să vadă oamenii câtă școală au, cum stau cu sănătatea, ce religie au. Și de la Biserica Ortodoxă nu s-a găsit nimeni, gata că trebuia vreo două luni să dureze misiunea asta, era sponsorizat de la stat și a întrebat pe evanghelici, pe ai noștri, și au zis, mergem, dar am vrea două locuri. Bine, aprobăm, dar până la urmă s-au gândit ei, dar ne trebuie mai mulți, că unii sunt cu Hristul, dar mai trebuie alții să vestească cuvântul, alții ne trebuie să cânte. Și așa au solicitat la guvern, care le-a fost favorabil și i-a lăsat pe 12 dintre ei să intre pe vapor. Și am citit cu plăcere, am văzut și poze de acolo, cum zicea fratele, când s-a lansat vaporul, au fost prezente toate instituțiile statului și cele din domeniul civic, social, poliție, cum vă spuneam, și zicea, frații, și de la cea mai importantă instituție a lui Dumnezeu pe pământ, Biserica Domnului Iisus Hristos. Și au plecat, unii făceau recensământul, alții cântau, alții predicau. Și aude acolo un bărbat, o cântare, vine să apropie de vapor și zice, am crezut că sângeri, că asta e cântare de la pocăiți. Și eu am fost la biserică atunci când eram copil, cum vin și ei, și rămâne asta în minte. Dar zice, eu n-am vrut să mă pocăiesc. Mi-a plăcut doar așa cântările și gata. Și o soră ce era acolo zice, ia un testament, s-a apropiat împărăția. Ce nu-mi trebuie? Ea era și proroc al Domnului și spune, auzi? Ce zice Duhul Sfânt? Tu din cartea asta vei predica. Și el a fost cercetat de un fior sfânt și a luat-o. Și pe când s-au dus frații români respectivui prezbiter acolo, la triburile acelea, au ajuns Evanghelia, au ajuns și frații noștri. Mers 9 ore cu vaporul pe Enisei, 3 ore pe ceva afluenți, prin sătucuri pe acolo, sunt biserici. Că a zis Dumnezeu să ajungă Evanghelia până la marginile pământului și așa este. Dumnezeu își apropie împărăția, că vrea să cheme la această împărăție binecuvântată, mărit să fie Domnul. Îmi vine în minte să vă spun un alt episod undeva petrecut în Grecia, în perioada zilelor noastre. Erau românii noștri duși la cules de portocale și erau cazați acolo în niște bărăci în livezi. Și un tânăr, nu știu dacă avea 20 de ani, o lua Biblia într-o seară să citească, era credincios. Și de Domnul în gând, zice, du-te în încăperea învecinată, acolo dormea un bărbat, soția lui și fratele ei. Și citește-le din Biblie. Se duce și zice, băiatul, oarecum timid că nu era predicator, vreau să vă citesc din Biblie. Și femeia de acolo zice, du-te mai copile cu Biblie, cu tot de aici. Dar bărbatul îi zice, lasă-l tu, că asta e cartea sfântă a lui Dumnezeu. Și băiatul s-a apucat să citit cât o citi și a plecat. Puțin mai târziu a venit fratele ei, care vă spuneam că locuia împreună cu ei, și din neatenție, cum era beat, s-a stârnit un incendiu, acel om beat și femeia asta care a refuzat să audă din Biblie au murit, ăsta care a zis, lasă să citească, a scăpat cu mari arsuri, a fost îngrijit în spital și s-a întors la Domnul. Și spuneau frații, ei cum Dumnezeu în seara aia printr-un tânăr a vrut să-i cerceteze, s-a apropiat împărăția și de ei. Mă bucur că în seara asta s-a apropiat împărăția de noi în pace și liniște. Eu bănuiesc că dumneavoastră ați mai auzit despre împărăție, dar în seara asta s-a mai apropiat odată chemarea cerească de fiecare dintre dumneavoastră.
poate și de copiii aceștia și Dumnezeu să-i cerceteze. La noi, la biserică, în iarna asta, uite un băiat de 13 ani, care are 13 ani pe aici, măi? Și a zis, frate, vreau să mă mărturisesc. M-am uitat la el, măi, dar e păcătos copilul ăsta, știe el ce aia păcat să mărturisească? Și a început să-i curgă lacrimile și a zis, frate, mă înșela satana cu tehnologia asta, cu telefoane și cu câte sunt. M-am mai vorbit urât și cu tata și cu mama. Să te rog să mă ierte, Domnul, că așa îmi pare de rău. M-a uimit copilul și am zis, ăsta pricepe ca un om mare, ăsta știe ce-i bine și ce-i rău. Dumnezeu să-i dea îndurare și la toți copiii dumneavoastră. Deci iată că împărăția se poate apropia și de un copil. Că Dumnezeu se apropie de noi și vrea să ne mântuiască, mărit să-i fie. Numele, amin. În al patrulea rând, copiii, tot cu A, țineți minte așa de la fratele Anca, bine? Deci împărăția a fost anunțată, așteptată, apropiată și asemănată. Câte pilde a spus Domnul Iisus și începeau toate cam așa. Împărăția cerului se aseamănă cu, știți vreuna? Cu o nuntă, cu o comoară într-o țarină, cu un năvod, cu câte toate. De ce asemăna Domnul împărăția? Că noi nu știm cum e acolo și Dumnezeu ne spunea ceva pe înțelesul nostru cum să pricepem. Dacă ar fi spus cineva la oameni acum 500 de ani de avioane, cum să le fi explicat? Așa ziceau bătrânii la avioane, ci băi, ni spus că vor veni păsări cu cioc de fier. Și vor fi mari tare și vor zbura pe cer. Cum să ne povestească nouă despre împărăție? A zis Domnul Iisus. Și scrie și Pavel a fost răpit în cer, că nu se poate spune ce e acolo. O soră de la noi, sora Vetuța, care e un proroc al Domnului, a avut prin cineva o descoperire că îți va arăta Domnul niște lucruri care nu vei ști cum să le povestești. Cum vine asta? Și am auzit pe sora povestind, da, am văzut un castel așa frumos, dar niște culori care erau mai colorate de cum sunt culorile noastre. Dar așa construit, cum n-am văzut arhitectură nicăieri. Ce este acolo? Dar dacă împărăția, cum a spus, e comparată cu o nuntă, cu o comoară, numai cu lucruri mărețe și nu cu orice nuntă, cu o nuntă a unui fiu de împărat. N-ați fost careva la vreo nuntă a vreunui fiu de împărat? N-am fost niciunul, așa? Ăștia lui Mihai al nostru nu ne-au invitat. Dar și dacă am fi fost, plecăm apoi acasă, la o nuntă trebuie să duci cadouri pe măsură, nu? Dar vă rog să rețineți în împărăția lui Dumnezeu, nu numai că începe cu o nuntă, toată împărăția, adică toată veșnicia, tot timpul e ca la nuntă. Acolo e adevărata fericire și asta pentru vecii vecilor. Mărit să fie Domnul! Acolo nu te mai supără nimeni. Acolo va fi perfecțiunea întruchipată, nu vorbă de boală, de răutate. Nu mai trebuie să încui ușa, nu mai trebuie să ai teamă. Nu va mai fi război, nu va mai fi diavol. Avem noi un frate aici pe lângă Timișoara, un frate slujitor și când era vremea comunistă, tare era febra aceea să meargă românii în America, părea America elixirul fericirii, al nemuririi. Și niște frate au spus, auzi, noi îți facilităm, nu știu, trecerea frontierei sau vreo viză, ceva, nu știu exact cum. Și bătrânul, atunci nu era chiar bătrânul, a întrebat, măi, eu nu știu cum e în America, dar am două întrebări. Vă rog să-mi spuneți, în America moarte este? Păi, este. Diavol este? Păi, este, atunci e ca la noi. Altceva caut eu. Ceva fără moarte și fără diavol. Pe diavolul și moartea a învins-o Iisus Hristos. Și El este împăratul noi împărății. El a asemănat împărăția și spune, vă citesc din Evanghelia după Marcu de la capitolul 4, versul 33, le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum era eu ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă. Și când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile.
O, Doamne, lămurește-le și pentru noi, să putem pricepe mărit să fie Domnul. Oare la tinerii de aici, la băieți, la fete, cu ce se asemene Domnul împărăția, să le placă încât în seara asta să se înscrie pe listă, să acceadă la această împărăție binecuvântată? Poate la sărași cel mai bine ar fi să le spună că li se iartă toate datorile și nu ar mai fi sărași pe vecii vecilor. La bolnav să le spună că niciodată nu o să-i mai doară absolut nimic. Pentru setoși, Domnul este apa vieții, pentru flămânzii, pâinea vieții, mărire Domnului. Binecuvântată să fie împărăția care vine, dragii mei. Domnul ne-a asemănat-o prin fel și fel de imagini, de pilde, ca să pricepem noi cum este acolo, cât de bine, cât de frumos, ca să ne atragă, să putem înțelege. Domnul nu vrea așa să ne inducă în eroare, așa un fel de închide ochii și cască gura. Nu, nu, nu. Vrea să ne facă să înțelegem și dacă vrem și dacă ne place, zice o vorbă înțeleaptă, Evanghelia nu scoate pe om din coliba lui, îi arată numai palatul, dacă vrea să se mute singur, dacă nu, rămânem în cojile noastre. Trăim aici cum putem și mâine, poi mâine, vine fanfara, vă mai cânt odată, încă un memoriu și atâta tot. Și te-ai dus. Dar au zis Domnul Iisus și scrie de vreo 3 ori inima în 6, că Tatăl m-a trimis, cine mă crede să-L înviez în ziua de apoi. Mărit să fie Domnul. Împărăția Lui este o împărăție veșnică, așa a fost anunțată și iată că în diferite imagini a fost asemănată. Copii, la ce număr am ajuns? Recapitulăm. Repetiția e mama învățăturii. Eu am fost dascăl. Deci împărăția a fost anunțată, așteptată, apropiată, asemănată și ceva interesant acum a fost adeverită. Este un cuvânt biblic și vi-l explic ce înseamnă, citindu-vă mai întâi din Fapte, capitolul 2, unde predică apostolul Petru și zice, versetul 22, bărbații izraeliți, ascultați cuvintele acestea pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu, înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Adeverirea împărăției lui Dumnezeu însemna lucrările supranaturale care însoțeau cuvântul, ca să știe oamenii că Dumnezeu are putere mărit să-i fie numele. Domnul nu numai predica, se le spune vine o împărăție. Și oamenii se spună, dar cu ce dovedești că tu ai putere? Și au coborât pe un slăbănoc prin acoperiș și Domnul i-a zis, iertate sunt păcatele, adică nu mai ești sub incidența morții. Și au început ei să bombănească pe margine și au zis, dar cine e ăsta de iartă păcate? Au zis, vreți să știți că am autoritate? Uite, dovedesc. Și au zis slăbănocului, ridică spatul și du-te acasă. Și scrie textul biblic, au zis în urmă, azi am văzut lucruri nemaipomenite. Pentru că Dumnezeu își adeverește cuvântul despre împărăție prin lucrări supranaturale. Asta scrie și în Evrei, capitolul 2. Vă citesc cuvântul scris de la versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire, pot spune, față de o împărăție așa de mare, care după ce ne-a fost vestită întâi de Domnul a fost adeverită de cei ce au auzit-o, ei au fost martori, asta înseamnă adeverire, aducerea probelor, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și cu felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Dacă la nădlac n-a adeverit Domnul pe deplin mărturia și împărăția, să o facă Domnul de acum că are putere. El își poate dovedi această lucrare. Mărit să fie Domnul. Nu face Dumnezeu semne toată ziua, dar sunt mărturii pe care Dumnezeu le lasă. Astăzi citeam soției o informație de pe Info Creștin,
o familie după nume păreau englezi, ea a fost depistată cu tumore la cap, gradul 4, pe când s-au făcut investigațiile și s-a vrut intervenție chirurgicală, s-a constatat că era prea târziu, metastaziase și în zona plămânilor, și ea atunci scria în articol, l-a crezut pe Dumnezeu. Și după nu știu câte vreme s-au făcut din nou investigații, nu mai era cancer nicăieri, și ca să fie adeverită minunea, de atunci Dumnezeu a mai dat doi copilași. Și era acolo poza cu cel de dinainte, de fapt cu cel în timpul, în perioada de sarcină când s-a descoperit, și doi mai târziu, că Dumnezeu lucrează, numele Lui să fie slăvit. E nevoie de adeveri, unii nu cred altfel, sunt unii nu, cer filozofie ca grecii, înțelepciune, cer minuni ca evrei. Îmi povesteau frații de la Fodora, sălașului, că într-o seară la ei se organizează rugăciune, fiecare zi de marți, mai înainte era joi. Am fost și eu de vreo două ori cu soția, vreo trei rugăciuni țin mai bine de trei ore. Vin oameni cu necazuri care au pentru ce striga la Dumnezeu. Și acolo a venit și o familie care nu erau familiarizați cu biserica, așa cum sunteți dumneavoastră. Și la urmă, fratele l-a întrebat pe respectivul bărbat, cum v-a simțit la noi la slujbă? Și respectivul zice, domnule, vrei să spun drept? Îi spune drept. Domnule, eu am umblat în lumea asta pe mai multe țări, dar eu nebun ca voi n-am văzut. Și da, ce vrei să spui cu asta? Băi, pe cum ce vreau să spun? Să stai trei ceasuri cu ochii închiși și fiecare să strige ce știe? Să nu se înțeleagă doi unul cu altul, fiecare zice singur. Și fratele spune, auzi, dar n-ai auzit în gălăjia asta de trei ceasuri că a vorbit Dumnezeu la nevasta ta? Păi am auzit, dar ce-a spus? Domnul a spus că v-a cercetat și dacă vă predați inima lui, Dumnezeu vrea să se îndure de voi și să o vindeci. Domnule, știi ce boală are nevasta mea? Nevasta mea are tumor. Dar cum zici Dumnezeu, ce treabă? Că e gripă sau e tumor? Dar cum poți dovedi? Zice, duceți-vă mâine la Cluj, faci analize. Înseamnă că voi aveți rețea pusă la punct, voi ești prevestiți să ia la Cluj, dau analize favorabile și luați bani. Dar domnule, noi nu luăm bani. Dar du-te la București, că acolo mă și duc. Du-te. Și zice omul, auzi, dacă e drept ce-i spui tu, măcar că eu n-am înțeles ce-a fost în seara asta aici. Dar dacă e așa, cu voi Dumnezeu, eu și casa mea ne pocăim. Dacă nu, ține minte ce spun, nu mă cunoști, să te muți de aici, că te caut. Și-o-s, fratele, auzi, noi nu suntem la primul caz când îl cunoaștem pe Dumnezeu. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu mai de mult, că Dumnezeu a zis și-a făcut. A împlinit și s-a adeverit. Și s-a dus la analize la București și așa a fost, că așa a zis Domnul. Și povesteau frații că s-au dus în zona de sud-est a României și au participat la botezul acestei familii. Da, Dumnezeu nu numai că își apropie împărăția, o adeverește. Cum au spus, au zis, să știți minunile care se petrec între voi, dar unii nici cu minun, nici cu împărăția adeverită nu au vrut să întoarcă la Domnul. Și au spus, Domnul, vai de tine, sper să nu fie și pentru nădac ce ați spus așa ceva. Vai de tine, Betsaida, Horazin, Capernaum, că s-au făcut minuni în voi și tot n-ați crezut. Dacă făceau în Sodoma, se pocăiau homosexuale aceia. Dacă se făceau în Tir și Sidon, se întorceau la Dumnezeu. Că în Ninive nu a fost minun, numai li s-au spus 40 de zile și vine sfârșitul. Și oamenii aceia s-au temut de Dumnezeu și Dumnezeu s-a îndurat de ei că e bun numele Lui să fie slăvit. Și am ajuns încă la un A. Avem încă unul și încă unul și gata. Tot ce a fost până aici n-am făcut noi. Acum e rândul nostru. Împărăția lui Dumnezeu trebuie acceptată. Că degeaba a fost anunțată și apropiată și adeverită, dacă nu e acceptată, trece pe lângă noi.
că Domnul Nazaret scrie în Luca 4 că a zis, astea s-au împlinit cuvintele acestea. Și eu zis, da, ăsta îl cunoaște, măi, de la noi, din localitate. Și-a trecut pe lângă ei împărăția și le-a zis, a mai fost așa, că s-a vindecat numai unul și ceilalți au rămas cu lepră. Va fi acceptată de inima ta împărăția lui Dumnezeu? A întrebat odată adversarii Domnului pe Domnul, cu ce putere faci tu aceste lucruri? Și Domnul care știe ce e în noi și cum să ni se adresează, a zis, bine, eu vă spun, Dante, vă pun și eu o întrebare, să fim corecți. Botezul lui Ioan vine din cer sau de la oameni? Și respectivii deștepți de altfel, a zis, ne-au blocat. Dacă zicem că din cer o să ne pune logica întrebare, dar voi de ce nu l-ați crezut, de ce nu v-ați dus la Iordan să vă botezați? Dacă zicem că de la oameni, aici toți oamenii au auzit publicul și o să dau cu pietri după noi, că și eu priceput ce noi nu pricepem. Și atunci au făcut pe neștiutorii. Au zis, nu știm de unde vine. Și Domnul Iisus atunci, nici eu nu vă spun că și cu alte cuvinte le-a zis, adică voi nu știți sincer, dar eu vreau să vă dau un răspuns sincer. Și scrie în Luca capitolul 7 despre unii și n-aș vrea să se spună despre dumneavoastră. Luca 7, versetul 29. Și tot dorodul care l-a auzit și chiar vamii și au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, nu planul în sine, că la merge mai departe. Neprimind botezul lui Ioan. Da? Concret, împărăția trebuie acceptată cu pocăință, cu botez, ne dezicem de trecutul nostru, să încheiem legământ cu Dumnezeu, asta e acceptare. Când un băiat pețește o fată, dacă îi mai duce și cadouri, dacă e și drăguț și frumos și bogat, o să simtă încântată. Dar de la o vreme o să aștepte să se ducă la primărie, nu? Să facă actele. Tot vine și la anul și la anul și până nu se spună ceilalți, băi, fată, ăsta îți dă bombane de milă, de asta nu vrea să te ia din nevastă. Așteaptă și Dumnezeu într-o zi să ne hotărâm, să acceptăm, cum zice poetul, faceți chiar astăzi pasul în pocăință și în legământ, așa ne avizează Duhul Sfânt, atâta timp cât se aude glasul să ne angajăm în slujba Lui cu vasul, să ne amânăm că nu cunoaștem ceasul plecării noastre de pe acest pământ. Ești tânăr poate și străiești destinul și te gândești că tânăr n-ai să mori, dar moartea nu își cere buletinul atunci când violează ea căminul, nu ține cont de vârst nici sau minori. Nu ține cont că poate împăratul, vreo rege tânăr ce conduce statul, nu-i cere funcția și nici certificatul de naștere sau de căsătorie. Da, dragii mei, și-au fost situații și cunoaștem și noi când unii au refuzat, au amânat. Soția mea a avut un unchi din 7 copii cât au avut bunicii ei, era singurul care nu-și predase viața Domnului. S-a îmbolnăvit de cancer undeva în zona gâtului, era în spital în Timișoara, s-a rugat pe fratele Avram Veriță să-l viziteze și fratele, un evanghelist cu multă râvnă, i-a zis, Domnul Ioan, ce mă așteptați? Părinții vă așteaptă în rai, frații toți sunt pe drum și dumneata, pe când răzleți? Și zice unchiul, că și eu i-am promis lui Dumnezeu că mă pocăiesc odată că m-a răsturnat cu mașina în Mureș, numai că nu i-am promis când. Las că mă fac eu bine și o-i vedea. Și nu s-a mai făcut bine. Oh, dacă n-acceptăm, asta va fi cea mai mare părere de rău pentru vecii vecilor. Am citit despre doi soldați undeva luați prizonieri prin Indii sau pe undeva prin zona Oceaniei. Și s-a pus un preț pentru răscumpărare. Unul n-avea pe nimeni. M-a zis, cât mai trăiesc, trăiesc aici în pușcărie, mor. Celălalt avea rudenii bogate. Și i s-a dat drept să le contacteze și a primit o scrisoare. Și supărat, a zis, dar eu de scrisoare am nevoie? Eu am nevoie de suma de bani.
Și s-a îmbolnăvit de necaz. Și era bolnav pe moarte și i-a spus celuilalt care a zis, băi, eu măcar n-am speranță că n-am cine să mă ajute. Și zice, ia citește-mi tu că nu mai sunt în stare. Ce-o vrut să-mi spună părinții acela care le-am zis să mă salveze, să trimită bani, că aveau de unde să mă răscumpere de 3 ori. Și în scrisoare zicea, fiul nostru am aflat cu mare bucurie că ești încă în viață. Și în scrisoare era descrisă toată procedura, cum să anunțe administrația de acolo și cum poate să primească suma. Dar el era deja prea bolnav ca să mai poată fi recuperat și a zis, ei, am murit, mor cu salvarea în sertar. Ar fi cea mai mare tragedie să fii umblat la biserică, să ai Biblia acasă, să fii auzit încă o dată despre împărăție și să o ratezi. Pe motive de amânare, că n-ai înțeles, că știu eu, te-ai agățat în vreun pocăit care nu-i pocăit. Eu le spun la nepocăiții care îmi spun, cum să mă pocăiesc ca și cu tare? Zic, nu ca și cu tare, în locul lui că a rămas liber, că el nu se mântuie, că nu-i serios. Locul a rămas vacant, ocupă repede, că l-ocupă altul. Împărăția se ia cu navală. Motive sunt, dar nu sunt reale. De aici, de la dumneavoastră, am întâlnit pe cineva care mi-a zis și m-a salutat, nu mă cunoști. Am zis, scuză-mă, nu te cunosc. Ai fost la mine în casă. Zic, dar eu am mai fost la biserică, la Nădlac, de multe ori, nu te-am mai văzut. Că nu mai vin, că cineva m-a supărat. Măi, și de 15 ani nu l-ai mai putut depăși. Pe stânga, pe dreapta, în genunchi, te cațeri, faci ce știi, măi. Când e vorba să salvezi sufletul, te lupți cu toată puterea. Dumnezeu să vă ajute în seara asta să-i acceptați împărăția. Eu nu vreau să vă am pe suflet, dragii mei, nu vreau să vă atenționez așa pe ocolite să bată apropouri. În seara asta cine nu e în regulă cu Dumnezeu să meargă acasă să spună, cum a zis tâlharul, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Tâlharul răstignit, Domnul pe cruce, a crezut că Domnul are împărăție, dragii mei. De-aia a zis, când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte de mine. Pune-vi pe genunchi, rugați-vă lui Dumnezeu, cereți sfat, lămuriri, nu cumva să ratați, că nu poți să vii la Dumnezeu când vrei, numai când te cheamă. La frați aici le-am mai spus, dar unul n-ați auzit, n-ați fost aici, vă spun pentru dumneavoastră, un bărbat din Sălaj, când a fost pe front în al doilea război mondial, bombardament în jurul lui, morți, oameni sfârtecați, a zis, de mă scapă Dumnezeu, pentru el trăiesc toată viața, voi fi nelipsit de la biserică. Da, când a venit la sală, s-a lavat, tânăr, s-a însurat, a uitat el de toate. Trecut câțiva ani și-a ajuns într-un anturaj la pocăiți. Și acolo un proroc îi spune, bărbatule, Dumnezeu te-a chemat și tu i-ai promis, de ce ai uitat? A început să tremure, nu spusese nici la nevastă. Ce tu, eu i-am promis la Dumnezeu că mă pocăiesc. Și-a început să umble la biserică, dar ea o stat de capul lui, apă, te duci câteodată, dar nu te și botezi, te pocăiești. Măi, femeie, dar eu așa am promis la Dumnezeu. Auzi, eu mă despart de tine dacă nu. A fost dragă femeia, s-a lăsat, a mai trecut vreo nu știu câți ani, era într-o zi de vară, docea fânul cu carul, cu vitele, și repede la un vecin să mai ceară ceva unelte, să-l bage repede în jură, să nu-l prindă ploaia. Acolo erau niște pocăiți, vecinii erau pocăiți și la rugăciune și Domnul îi vorbește printr-un proroc care cunoaște tainele. Bărbatule, te chem ultima dată. Vine acolo cu furca în mână tremurând. Auzi măi, m-a chemat Dumnezeu ultima dată. Iar s-a dus la biserică câteva luni și iar s-a lăsat. Și-a mai trăit câțiva ani. Stătea pe bancă, la stradă, cum stau oamenii la țară și mergeau oamenii la biserică așa cum ați venit azi. Și le spunea, duceți-vă că asta e mare chemare de la Dumnezeu. Dar hai cu noi! N-am venit când m-a chemat și nu mă mai primește. Să știți că așa este. Dumnezeu să aibă milă. Și în ultimul rând, copii, recapitularea finală. Împărăția este anunțată, să mă ajutați că voi țineți minte mai bine ca mine, așteptată, apropiată, asemănată, adeverită, acceptată și în final asta se va produce când se va auzi un sunet din ăsta de-a vostru, de trompetă, măi tineri. Ah, ce frumos ar fi!
Dar cine a cântat în fanfara aia? Atribuită. Când vom intra în împărăția lui Dumnezeu și o vom moșteni. O, Doamne, ce va fi atunci? Și în Apocalipsa, capitolul 11, vă citesc, de la versetul 15, îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și a Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Atunci va fi gata cu regate, cu țări, cu președinți, cu parlamente, cu politici. Dumnezeu va stăpâni pentru eternitate. Vei fi acolo? Ascultați un alt cuvânt frumos despre momentul acela. Evanghelia după Luca, la capitolul 12, sunt cuvintele Domnului Iisus de la versetul 32. Dacă noi facem ce scrie în 31, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri necesare vieții acesteia, vi se vor da, Dumnezeu are îngrijește de noi. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Și va zice la unii, intră în bucuria stăpânului tău, primește cetăți, poftim, bucurați-vă, veseliți-vă, că va începe împărăția lui Dumnezeu. O, frumos va fi acolo, mărit să fie Domnul. Și a zis un om în timp ce Domnul predica și scrie în Luca 14:15, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Credeți că va fi ferice? Cum să nu fie ferice? Da. Și dacă e vorba de o așa împărăție, de-aia v-am îndemnat să n-amânați, să vă puneți în rânduială. Și, dragii mei, eu nu aștept așa doar să vă fi lămurit eu acum. Știți ce mi-aș dori? Să nu mai dormiți liniștiți până nu vă puneți în ordine. De-abia după aceea să fiți liniștiți. Într-o biserică din Ardeal s-a dus o femeie și s-au mirat toți. Băi, dar asta nu agrează pocăiții. Cum de-a nimerit între noi? Și în timp ce se predica, Domnul i-a vorbit și i-a spus: ascultă, femeie, tu care n-ai liniște și pace în somnul nopții tale, Dumnezeu vrea să-ți dea pace aici și să-ți dea pace și fericire veșnică. Și femeia a știut că e vorba despre ea. Și la urmă a zis: așa e că eu sunt, tu ești. A zis: vă rog să mă botezați astăzi. Și frații au zis: noi nu facem așa, mă bați în palme, trebuie să te lămurești, să-ți explicăm, să citești. Și femeia zice: dar vreți și la noapte să mai am coșmar? Păi știți cum e? Și frații au zis: noi nu te botezăm azi, dar astăzi te îndemnăm să-ți dai inima Domnului și să-L chem să trimită îngerii săi să te păzească, să îndepărteze umbrele și temerile și spaima care o ai. Necredința și îndoiala să fie îndepărtate. Ne rugăm pentru tine și dacă vrei, în 2-3 luni o să avem botez și faci legământ cu Dumnezeu, te treci în catalog la El acolo în cer și când vine, te cheamă. Și femeia a zis: măi, eu vă cred. Dar vă spun un lucru. Dacă la noapte tot așa o fi ca ieri noapte, mâine dimineață-s pe capul vostru. Eu nu mai stau așa. Și ziua următoare s-au dus frații, au vizitat-o și au zis: na, doamnă sau soră, cum să spunem, cum îi? O, dar liniștit, am dormit. De când eram copil, n-am mai dormit așa. Dumnezeu vrea și când om muri să fim liniștiți. Că o să ne scoale El în dimineața învierii. O să auzim sunetul acela minunat de trompetă și să se spună: a început împărăția lui Dumnezeu, gata cu lumea, cu diavolul, cu moartea, cu toate. De aceea ne rugăm, Doamne, vie împărăția Ta. Dumnezeu să vă facă parte de ea. Acceptați-o și la vremea potrivită vă va fi atribuită. Amin.